Spațiul public, dezbateri și opinii. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Tatiana Fischer, moderator, și Lilian Secar, regizor, vă invită în spațiul public beneficiarii finali și direcția fondurilor europene să fie cetățenii, antreprenorii, localitățile Republicii Moldova. Vorbim astăzi despre un concept de finanțare europeană per individ, per comunitate, pentru care pledează cel puțin două organizații non-guvernamentale de la noi. Reprezentanții acestor ONG-uri sunt acum în studio la Radio Moldova. Îi prezint. Este Iurie Calestru, director al Institutului de Dezvoltare și Expertiza Proiectelor Moldova. Domnule Calestru, bună dimineața, bine ați revenit la noi. Bună dimineața! Vă salut găsit. în această componență de discuții și pe domnul Gabriel Mărgineanu, președintele Societății Ecologice Biotica. Bună dimineața! Eu bun vă salut călduros, bine v-am regăsit, dar vreau să vin cu o precizare că în cadrul proiectului ECIPES reprezint ca și membru activ al IDEP Moldova, nu președintele Societății Ecologice Biotica, iar ca și reprezentant al societății civile suntem mai mulți președinți din mai multe organizații din țară care susținem acest concept, care îl considerăm unul extrem de important necesar, anume pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru precizare, dar vreau să, chiar în debutul programului, să anunț și cele două numere de telefon pentru discuția cu publicul 022 721758, 022 406853, ne puteți suna începând cu 10 și 40. În cazul în care aveți întrebări față de invitații noștri, în cazul în care aveți ceva să ne sugerați sau să susțineți această idee. Ideea este Bună, votăm. Sper că votează toată lumea pentru această idee. Finanțarea directă a populației, a cetățeanului, a localității, a comunității. Idee bună, dar cum e posibil de realizat? Eu o să încep ca unul dintre coautor a acestui concept, împreună cu colegul meu, domnul Mărginianu, care este membru a Bordului de Moldova. Suntem o organizație Relativ tânere, avem doar 8 ani de experiență. Un prim proiect cu care noi am debutat a fost introducerea în discuții publice a proiectului de conectivitate un buonetire conectivitate dintre Republica Moldova și Ucraina vorbim de punctul de trecere Palanca. care știți bine că a fost realizat cu Doamne ajute și cu fonduri europene de 7 milioane de dolari. Am continuat cu proiectul conectivității prin uh, modelul conectivității europene, vorbim de autostradă, Târgu și Iașungheni fiind necesară de a fi continuat până la Chișinău și respectiv până la Odessa. Uh, și în timpul mai multor uh, deplasări, discuții, întrevederi la cel mai înalt nivel existent în Uniunea Europeană. Vorbim de dialog personal cu și prin corespondență cu uh, președinți actual și trecut a Comisiei Europene, actual și trecut a Parlamentului European uh, și mai multor instituții. Am încercat inclusiv să validăm și necesitatea de a crea un program prin care oamenii să nu fie doar actori acestor fonduri europene destinată nouă cetățenilor din Republica Moldova, că dacă o să ieșim acum afară și o să întrebăm pe cineva, oricine ar fi el, dacă a simțit 740 de milioane de euro care au fost destinate Republicii Moldova în perioada 2014-2020. Da, că... parteneriatul este. Când da, deci, anume Republicii Moldova, deci prima persoană pe care o aș întreba o aș întreba pe noastră. doamnă, ați simțit acest suport? nu personal. Da, eu mă gândeam chiar în calitate de, de respondent, adică de cetățean, întrebat despre asta, nu știu, mi-ar fi greu. Ar trebui treb treb să, să mi timp să socot ceva, dar nu știu. Dacă... Da, suportul Uniunii Europene este inestimabil, de scump sau de, de neprețuit, pentru că, într-adevăr, fără susținerea Uniunii Europene, n-am fi ajuns acolo unde suntem, pentru că, într-adevăr, mulțumit suportul Uniunii Europene, avem foarte multe lucruri benefice realizate, dar. Totuși, să le spunem lucrurilor pe nume, din păcate, noi, simpli cetățeni, suntem adesea doar simpli uh, spectatori la tot ce aici se întâmplă, pe când programele, de fapt, sunt îndreptate direct către individ, antreprenor și localitate. Iar uh, noi, uh, fiind și nu, Eu vreau să zic aici, nu doar simpli spectatori, dar cu ciocul deschis, așa ca pui uh, da. de rândunică ceva să ne se dea. Dar noi, noi, nu vrem să criticăm sau să venim cu, dar în același timp propunem crearea unui fond adițional la tot ceea ce este actual, deci nu să nu se taie din programele actuale, dar să fie un fond adițional pentru cei trei beneficiari de bază, individ, antreprenor, localitate, prin care, deci e extrem de simplu, prin utilizarea tehnologiilor informaționale, Uh, omul să poată să beneficieze de suport pentru renovarea echipamentelor electrocasnice uh, Simplu tânăr, 18-25 sau 18-35 de ani, încă este lupta între noi, între coautori uh, Deci uh, să poată să beneficieze de suport pentru. Deci, da, privitor la cenzul de vârstă al tinerilor Da, da? eu ca demograf optez uh. pentru 18-25, că vreau să, să rămână acasă cei copii, studenți, elevi Gabriel spune corect că tinerii, conform, conform prevederilor europene, sunt 18 35, iar se schimbă accentele. Și autoritatea publică locală, care adesea se spune de mulți ani, pentru că știți foarte bine că mulți dintre noi, cei care lucrăm cu autoritățile publice locale, într-adevăr simțim necesitatea unui fond în care primarul, autoritatea publică locală, direct să fie, direct beneficiarul acestor programe, pentru că uneori te doare sufletul pentru uh, efortul uh, inuman, mă scuzați de expresii, depus de unii primari uh, și din păcate lipsa oportunităților. Da, eu vreau să vă întreb, este gata Uniunea Europeană să dezvolte, să de la uh, dezvoltarea unui astfel de proiect? Uh, în, în politicile Uniunii Europene privind finanțarea, privind sportul, au fost și astfel de proiecte când finanțarea a venit direct către om, către cetățean, către antreprenor, către localitate. Da, deci așa exemple există și cred că acum să luăm fiecare categorie de beneficiari în parte. Vorbim despre individ, despre cetățean, deci care este prima categorie de beneficiar direct a fondurilor europene în cazul nostru, în cadrul programului ECPS. Atunci discutăm despre un program similar, care lucrează foarte bine și este unul din cele mai bune programe cu efecte pozitive în Uniunea Europeană, este programul RABLA din România. Deci exact același principiu vrem să-l aplicăm și în Republica Moldova cu utilizarea tehnologiilor informaționale, astfel încât din momentul în care omul simplu de acasă a luat frigiderul sau mașina de spălat, și a făcut două poze, exact cum a spus domnul Iuri. A, a intrat și cel mai simplu formular l-a completat. Știi sigur că vine mașina la el acasă, îi preia frigiderul vechi, a, 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 a comandat acel nou, el aduce concomitent ca să nu fac două drumuri, acel nou, îl las pe asta nou, îl ia pe cel vechi și a, beneficiază de această 100 de euro compensare pentru diferența de preț care vine din a, susținerea Uniunii Europene simplu, ușor de aplicat, cu rezultate deja reale care au fost obținute în Uniunea Europeană și careva detalii suplimentare vine domnul Iurie. Da, condiția obligatorie ar fi nivelul energetic A++, pentru acest nou echipament electrocasnic, din simplu considerent pentru că știți foarte bine tendințele de a reduce emisiile de carbon, iar reducerea consumului de energie electrică în rezultatul acestui program, conform estimărilor noastre, ar fi începând cu anul 3 de 40 de milioane de kW anual, deci este o cifră o cifră care este destul de impunătoare. Da, și Republica Moldova a semnat s-a obligat acum și a obligațiuni noi pe de, domeniul reducerii da, de, de gasuri cu efect de seră. Atunci când vine momentul raportării pe diferite <gânt> convenții, acorduri, tratate, în unii este destul de greu a raporta indicatori de creștere a eficienței energetice. Atunci când tu dai un frigider de 20 ceva de ani care consumă, fiecare cunoaște cât consumă, de câteva ori mai mult decât ăsta, nou, deci nu cu 10, nu cu 30%, nu cu 40%, dar de câteva ori, -ă, diferența de consum este mai mică și dacă noi luăm în considerare că ne referim la cel puțin de 100 de beneficiari de mii pe țară în primul an de zile, a, sigur că cifra aceasta este una a, extrem de importantă. Mai mult ca atât, noi foarte de mult discutăm mai zeci de ani cum ar fi să hotărăm problema deșeurilor. Problema deșeurilor electrocasnice este una enormă pentru Republica Moldova, care noi nu avem o soluție. Dacă noi întrebăm un reprezentant al administrației publice centrale care se ocupă de chestia asta, eu spun că da, că sunt soluțiile astea și sunt soluțiile astea și discutăm și avem și strategii și avem și program și avem și indicatori și activități, chiar și finanțare există care nu ajunge, dar există. Dar nu se schimbă nimic. Din potrivă, problema se intensifică. În cazul ăsta când strategic Uh, o anumită rețea vine cu soluția respectivă, dar el vine cu soluția respectivă pentru că el vrea să-și vândă produsul, iar el poate să-l vândă produsul numai dacă ce, îl preia pe el vechi. De. Deci el automat hotărăște categorii problema depozitării, reutilizării în aspect sistemic pe țară. Deci noi hotărâm uh, printr-o abordare strategic sistemică bazată pe interesul comercial al uh, celor care vând, dar și interesul de consumator al celor care cumpăr, să hotărâm probleme inclusiv cele de mediu cu costuri minimale pentru țară, ca și bugetul de stat. Adică chiar, chiar este ce de discutat. Chiar în momentul ăsta m-am gândit, am un frigider vechi la țară, nu știam ce să fac cu el, deci aștept să intre... La în... Și televizoare câte sunt, sunt unii care, au care este... de Deci aș, aștept să, să reușească acest program ECPS... Mai aștept cât, un an să mai aștept cu. Deci, nu, programul se presupune a fi uh, lansat în anul 2021, fiind doi ani de test de prototip a acestui prototip program. Uh, așa încât uh, în anul 2022 la finalul anului să realizăm un studiu de impact și să vedem dacă uh, estimările noastre au corespuns așteptărilor. Sigur că este un scop ambițios, pentru că de obicei toți vin cu un program pe care ei să-l implementeze, realizeze, dezvolte. Noi însă și-am dorit un program să fie direct coordonat din Bruxelles și direct administrat de către Comisia Europeană prin delegația Unii Europene, conform tratatelor și acordurilor și memorandumurilor semnate cu Republica Moldova, cei ce s-ar baza pe un simplu site EU și dumneavoastră în calitate de simplu utilizator, deci să revenim la cele trei categorii de beneficiari. Deci ar trebui să beneficieze de acest program 200.000 de simple cetățeni pentru renovarea echipamentelor casnice, luând în considerație că avem 95% din cei interesați, conform estimărilor noastre, din familii, Asta înseamnă că vom avea aproximativ 420.000 de beneficiari. Este vorba de un termen de 2 ani de zile. Da. Deci, vorbim de 17% din populația Republicii Moldova. A doua mare categorie a beneficiarilor, ar fi autorităților publice, locale, ce au, au înfrățiri active, active înseamnă cu cel puțin o activitate pe an, cu cele din Europeană, inclusiv și România, specific pentru că toți să înțeleagă, și pot exact așa, scanând acordul de înfrățire, poze de la ultimul eveniment anual, un proiect de 10.000 de euro, un proiect de până la 20.000 de euro, cu 10.000 de euro componenta de grant, deci 50% din toate autoritățile publice locale din Republica Moldova, vorbim de 500 de beneficiari. Și a treia mare componentă, vorbim de tinerii, tinerii 18-25 sau 18-35 de ani, precum vă spuneam, lupta internă încă între autori. Deci 2000 de tineri, timp de 2 ani de zile, care se poată să beneficieze de granturi de 5000 de euro pentru lansarea afacerii în domeniul serviciilor și 15.000 de euro în domeniul producerii dintre care 12.000 de euro să fie pentru procurare de echipament sau utilaj. Această ultima remarcă sau ultima modificare a parvenit acum în cadrul ultimei deplasări în Bruxelles, când am avut onoarea la săptămâna trecută când am avut mare onoare să fiu invitat de către uh, am fost invitat de fapt împreună cu colegul meu cu domnul Gabriel Mărgineanu, de către uh, comisarul pentru extindere și vecinătate uh, și de către uh, comisara pentru inovație uh, și educație, deci de doamna Gabriel, de doamna uh, comisar de origine bulgare, uh, pentru a avea o întrevedere în cadrul, în data de 22. Uh, au fost niște întrevederi foarte uh, tehnice, în care am discutat aspecte foarte uh, foarte uh, detalizate privind implementarea posibilă a acestui program. Am explicat de ce am conceput acest program și cum va impacta acesta. Și aș vrea să vă prezint în atenția noastră aceste câteva argumente pe care le-am adus. Ba da, vă rog, da, eu ziceam, da, da, vă ascult. Eu ziceam să să insistăm și pe cele, da, alte două componente, Apeleurile și da. tinerii antreprenori cum se va face asta la modul practic? Pentru ce fel de da. activități? Dar vă ascult. Deci va veni cu impactul cel mai mare va fi că va fi reducerea costurilor administrative care momentan în Republica Moldova, conform estimărilor noastre, constituie de la 30% până la 70%, la maxim 3-5% datorită utilizării tehnologiilor informaționale, fiind doar pentru monitoring și evaluare. Deci, fiecare... exemplu, deci, excludem adică, dar dar, fi... părind, da. da, Excludem birocrație. Adică, concret, dacă revenim la cei trei categorii de beneficiari. Deci, tânărul a aplicat cu planul de afaceri după ce a trecut un curs online de scrierea planului de afaceri, 8 ore, pe baza buletinului de identitate, după ce aplică cu planul de afaceri timp de 6 săptămâni, are răspunsul da, nu recomandări. După recomandări, are contractul. Contractul se poate semna cu semnătură electronică care se face extrem de simplu acum, prin semnătură electronică la Orange sau mai știu eu, și se primește finanțarea. Finanțarea nu vine direct către el, dar vine pentru componentele indicate în planul de afaceri. Vorbim de echipament, de arendă sediu, de birotică și mai știu eu. Și pentru municipalitate vine direct pe contul autorității publice locale. Deci simplu pe doi s-a aplicat cu, planul, cu uh, proiectul care poate fi realizat în parteneriat împreună cu partenerul care este înfrățit și primește finanțarea pentru proiectul respectiv, la final raportează. Iar pentru uh, individ sau să spunem pentru cetățean, fiecare cetățean semnează o declarație că este uh, beneficiar uh, de facto a acestui program și oferă în caz de necesitate accesul pentru a organiza, pentru a face monitoringul. Deci ca să vină cineva în apartament, în casă și să vadă televizorul, frigiderul sau mașina de spălat renovate prin, prin programul respectiv, simplu ca să excludem înțelegeți noastră, da? ca să nu meargă cineva prin țară să colecteze toate echipamentele, cum le spune cineva, rabile și să facă pe asta afacere. Deci nu, Deci trebuie asta din start înțeles foarte bine, că fondurile europene uh, sunt uh, unele consistente, dar sunt foarte bine monitorizate. Da, suntem la ora 10 și 30 de minute. Aici emisiunea Spațiu Public, uh, o emisiune în care vorbim despre eventualitatea contractării unei finanțări europene, dar după alt principiu decât s-a făcut până acum, deci per individ, per localitate, per administrație publică locală. Programul se numește Ecipes, eu spun corect și invitații mei, domnul Gabriel Mărgineanu și domnul Iurie Calestru de la Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor Moldova, ne explică despre cum se va dezvolta acest proiect ECIPES și cum vom putea e -e beneficia de fonduri și cine ar putea să fie beneficiarii acestor fonduri europene. Uh, dumneavoastră ziceați de a doua componentă care mă interesează și care interesează pe tineri, uh, tinerii care, așa sau altfel, își leagă viața de Republica Moldova, de patria lor, tineri antreprenori, tineri care vor dori să-și deschidă o afacere. Cum ați conceput această componentă a doua? Adică eu despre finanțarea antreprenoriatului și mai ales pentru tineri Am mai discutat eu, eu aici de... modimul, Organizația pentru Dezvoltare a Mici și Mijlocii Acordă finanțări, acordă granturi Dar nu doar pe, pentru anumit tip de activități Nu pentru toate activitățile antreprenoriale așa încât să se motiveze, să dezvolte produsul, adică să, să implice pe tinerii antreprenori în producție. Da, Odimul are unele din cele mai bune rezultate ca și eficiență din ceea ce reprezintă statul în Republica Moldova și chiar are și o dezvoltare continuă, adică își mărește și numărul de proiecte și numărul de beneficiari și categoriile acestora, ceea ce este foarte bine dacă luăm în comparație cu multe alte autorități. Da, în ceea ce privește o abordarea noastră, aici noi am avut cel mai mare șoc atunci când am avut discuții cu peste 1000 de studenți și elevi din Republica Moldova care reprezintă atât licee, atât universitate, cât și deci, colegii profesional tehnice. Când am adresat întrebarea foarte simplu, când stăteam și filmam în auditoriu după discuția noastră privind programul ICPE, s am întrebat câți din voi vor să rămână în țară din 181 de persoane au ridicat 3 mâini în sus că vor să rămână, din care unul ferm și doi foarte firă. <laughs> în, în, sală s-a instalat liniște pe vreo câteva secunde, pe păi asta a fost și profesorul profesorii mirare care i-a lăsat fără respirație. Noi la fel nu ne-am așteptat absolut deloc la acest rezultat, dar noi ne așteptam că serviciu câteva zeci, deci ceva... Asta este ceva absolut, deci, pur și simplu, omul trebuie în imaginație să-și pună chestia asta, deci aproape 200 de oameni și de acolo 3, 3 oameni ar adică, mână că vor să rămână în țară. Și rămân, vor să rămână în țară exact ce e cine? Sudor, inginer, constructor, deci ăștia care, care au o specialitate, care construiesc, care fac ceva, care creează ceva, care produc ceva. deci Așa sunt primii care se gândesc, dar eu o să rămân în țară cu 5, 7, 8 mii de lei? Nu, eu plec cu 1500, 1800, 2500 de euro în Uniunea Europeană. Și el deodată, din prima zi când ajunge acolo, indiferent Chiar să zicem, să admitem că lucrează și la negru, dar noi luăm partea bună, el, el, el primește din, din prima zi acel salariu care, care el în Republica Moldova nu primește. Noi nu discutăm despre salariu, noi discutăm despre faptul că el pleacă peste hotare și noi pierdem un valorus sau un, unul din cele mai valoroase capacități umane de Republica Moldova. Și noi ne-am cum cel mai simplu de intervenit în a-l interesa pe el totuși să rămână acasă problema este că el nu are cu ce începe. Și atunci acel utilaj, fie că de sudură, fie cel care pentru întâmplat, care el nu-și poate permite. Și aceste 5.000 de euro, sau dacă este producere până în 15.000 de euro, lui îi permite să aibă tot utilajul, toate mecanismele, suficient pentru a face orice lucrare de care el a învățat și cunoaște și poate să o facă, din prima zi când el adică poate, vești? poate avea o întreprindere individuală. Categoric, da. Deci, Problema este că el nu are acești 150, 180, 190.000 de, de lei, până în, în suma asta de care noi discutăm, care să-și procure utilajul ăsta și atunci el trebuie să ducă undeva să, să, sau să lucreze pentru cineva. Și atunci decizia lui este de a pleca din țară. Păi atât noi am vrut să, să, să ne axăm anume pe această categorie de, de tineri, care a, este cel mai greu de a reține în țară și într-adevăr de a veni nu cu programe, să-i instruim încă să ceva suplimentar, ca să-i convingem cu ceva suplimentar. Nu, chestii foarte concrete. A venit la el și eu chestia asta poate să lucrez. deci cu la jos. Deci îi dotăm pe meseriași cu Absolut corect. Cu instrumentarul deci ce necesar, nu a fost da? făcut absolut de niciodată. Deci vorbă, promisiuni, deci oamenii au obosit de promisiuni. Și noi nu vorbim doar de Republica Moldova noi în general vedem și în, în țările din de vecinătate. Deci oamenii vor rezultate, atât de la autoritățile administrației publice, cât și la oricine care vine cu o anumită propunere la ei. Iată, propunerea aceasta, prin care el personal o resimte din prima zi după absolvire și el are o oportun... de deja depinde de el. În ce măsură o să fie competitiv, în ce măsură o să facă lucrările calitativ, în ce măsură o să afirme, dar asta deja e în mâinile lui. Nu a angajatorului sau cel care îi propune ceva. Da. Oh. Bine, am înțeles. Tinerii probabil ar putea să fie interesați, s-ar putea să fie interesați de această Din oportunitate. Din ce persoane, toți s-au arătat <laughs> interesați și au susținut printr-un vox inclusiv acest program. Da, eu aici aș vrea să vin cu detalii, că în calitate de demograf și cel care am lucrat în, și lucrez în domeniul consultanței, deci trebuie să am date exact, extrem de concrete și la întrebare cine vrea să rămână în Republica Moldova, 56% din universități au spus că vor să rămână, 61% au spus că vor să rămână din colegii, 3% din școala profesională 61% din cei din liceu. Cine ar fi interesat să aplice... Deci cei în... din școlile profesionale sunt pe linie pe banda rulantă, rulantă a plecării. Da. Da. Okay. Cine va fi interesat să aplice pentru programul ECIPES? Deci, este a doua componentă care va valida sau nu necesitatea programului. Deci, 90% din cei care, care sunt în cadrul universităților, 82% din colegii, 56% din școli profesionale și 33% din liceiști. 56% versus 3%, deci înseamnă că peste 50% din cei ce astăzi vor să plece, spre exemplu din sala, din școala profesională numărul 9 de la Buiucani, atunci când noi am întrebat și din în cei 181 de copii care erau în sală și doar 3 care au spus că vor să rămână, deci noi sperăm că încă 90 de copii o să putem ține în țară, mă de expresie, oferindu-le oportunitate de a se realiza și manifesta. O oportunitate reală din momentul când ei absolvesc și aplică și aplic foarte simplu, online, fără birocrații, fără termeni exagerați de așteptarea unui răspuns, cu niște modele foarte clare, adică dacă el este sudor, acolo este automat în formulare pentru care poți aplici, care sunt mecanismele, care sunt tutelajele performante în suma respectivă, care îi permit să efectueze cât mai multe operațiuni, să fie cât mai competitiv pe piață și cât mai lucre, ușor să lucreze cu... cu, cu Eu așa înțeleg dar. potențialei beneficiarii a acestui proiect ar putea să fie în special absolvenții școlilor profesionale. Noi ne-am dorit, nu? dar nu neapărat. Nu neapărat, depinde, da? da. Depinde de... de, de uh, cât de repede se vor orienta diferite categorii de tineri în a accesa și deja în mare parte, inclusiv și de dumneavoastră, în ce măsură se va asigura transparența ca să se cunoască în societate cât de eficient și cât de bine este asta. Pentru ca să, să implicăm cât mai mulți din cei care ne-ar trebui într-adevăr pentru economia noastră națională. Ca să înțelegeți. Întotdeauna bucuroasă să, da, să mediatizez practici bune, practici care folosesc publicului, omului, cetățeanului. Ca să din înțelegeți part. corect, mă scuzați că întrerup, momentan eu tot ceea ce am făcut noi în ultimele 8 luni pentru acest program, am făcut din fonduri proprii, din fondurile familiilor noastre și credeți că este foarte dureros. Dar nu am spus -o asta pentru a spune sau pentru a ne, nu știu, a ne deplânge. Da, eu, eu așteptam că cineva va suna și va, întreba, va întreba numai decât, dar voi ce aveți din asta? Pentru că am eu... bătut la toate ușile posibile, din păcate. Este fraza asta proverbială a moldovenilor, dar eu ce să am din asta? Da, sau, sau, nu... tot, de fiecare dată am auzit-o și de fiecare dată toți ne-au întrebat dacă noi vrem să administrăm programul și sursele. Am spus exact. categoric nu. Programul trebuie să fie direct din Bruxelles, noi să rămânem doar autori. -rămân, simplu pe doi. Deci noi am vrea ca programul respectiv să fie direct din Bruxelles și în, uh, această idee năstrușnică, mă scuzez de expresie sau uneori apocaliptică sau cineva spune că e reală, a fost discutată în premieră în data de 22-24 iulie în Bruxelles unde am avut onoarea 2019, 2019 unde am avut onoarea să întâlnim um, mai mulți eurodeputați, unde am avut onoarea să întâlnim reprezentanți din cadrul Comitetului Regiunilor Europene, din cadrul Forumului Societății Civile a este ambasadilor ucrainei și georgiei că ei ar trebui să fie partenerii noștri în acest program și după lansarea cu Brio sau cu Doamne ajute acestui program să fie ulterior lansată și în Ucraina și Georgia pentru că ei au același uh, nivel de avansare sau progres uh, precum și Republica Moldova din cadrul partenerului este. totodată parte și... o condiție a Uniunii Europene că veniți în bloc voi țările parte a fost la... prezentată astfel de atroveste. condiții se consideră doar o oportunitate după testarea în Republica Moldova a diseminării și a replicării și în aceste două țări. Da, da vin acum la acest subiect, inclusiv faptul că am avut onoarea să, să discut și cu domnul Nico Popescu, care la momentul respectiv era în plen în plenul Parlamentului European împreună cu doamna prim-ministru, doamna Sandu și i-am prezentat și lui în cele două minute cât am reușit să schimbăm o vorbă în 24 iulie acest concept, deci i-am dat mapa care conținea acest concept. Ulterior am avut invitația din partea, am făcut și atunci un mini-sondaj, tot le găsiți pe id.med, scrollați în jos și găsiți programul ICIPIUS, absolut tot ce vă spun acum. Deci am avut onoarea să fim invitați sau îndemnați de către mai mulți eurodeputați să organizăm o dezbatere mare în Parlamentul European în septembrie. Ceea ce am, de fapt, și am făcut și a fost patronată sau a fost găzduită sau a fost mulțumită cel mai mare grup din Parlamentul European și din Europa, EPP, din care face parte precum doamna Merkel și multe alte personalități extrem de marcante. Deci am organizat acest eveniment, iarăși din păcate, fără nicio susținere din partea, nici oricărei organizații de susținere tehnică am încercat, dar nu am fost la nivelul așteptărilor sau mai știu eu. Deci ne-am ne deplasat deplasat colo nouă persoane fiecare din fonduri proprii, repet, pentru că chiar sincer le mulțumesc pentru că au crezut, pentru că ne-au susținut, pentru că nu este ușor să îți convingi familia să nu spună că ești cu totul nebun, <laughs> să nu te duci, să duci familia undeva să vadă o țară, dar să, să faci pentru țară și atunci când nimeni nu știe, nimeni nu, poate nu, nu te va înțelege o anumită perioadă de timp și nu știe cu ce se va termina. Deci după aia, uh... da, da, pentru mine așa e mai curioasă abordarea asta, adică sau relația asta, cum e posibil, iată așa, câteva ONG-uri din Republica Moldova să meargă liber la Parlamentul European, să pună în discuție o problemă, să adică e posibil, e abordabil Parlamentul European și Uniunea Europeană în și sensul nu, Și da și nu. Și da nu. Da, da în sensul dacă vii cu o propunere care cu adevărat uh, ai suficient de multe argumente okay plauzibile pe înțelesul uh, eficienței, raționalității, oportunității implementării lui a programul care ar fi el în localitatea, regiunea sau țara pentru care trebui să promovez. Așa da. Iar cu chestii uh, formale, generale, care sunt și sunt mulți colegi care se duc încolo, doar că ei se duc, vorbesc cu și, nu mai au, da? și nu mai au ce raporta ulterior și nu obțin o susținere ulterioară. Uh, deci, în aspectul ăsta că te duci doar de dragul ca să faci câteva poze și iarăși avem această experiență, aici lucrurile sunt altfel. Pentru că oamenii sunt extrem de serioși, îi reprezintă de la 700.000 de, de mii de cetățeni legători, fiecare alegători, fiecare deputat și mai mult, deci e o persoană automat inteligentă, automat cu multă experiență practică, pragmatică și inclusiv psihologică. Și de aceea o discuție formală se finalizează în primele 3-5 minute. Discuții de jumate, de oră, o oră, cum ar fi cu Marfiecu Traian Băsescu, cu Ziegfeld Mureșan, cu domnul Gheorghe Falcă, cu doamna Grafini, pe care le-am avut noi, ele pur și simplu nu pot avea loc dacă subiectul discuției este lipsit de substanță. Am înțeles. Da. Deci, fiind cele spuse, mă scuzați că mă grăbesc doar că am vrea să spunem mai mult. Că, Spuneți, da. da. Eu da. am intervenit, dar. Nu, mă, mă rog, nu, cum are drag, că nu este sunt monolog. Curioasă este... să știu cum acționați, cum vă construiți pașii, parcursul. Suntem motivați să continuăm sau să mergem înainte cu așa un timp datorită susținerii nemaipomenite de la cel mai înalt nivel pentru oameni simpli care vin din societatea civilă, precum și fiecare dintre noi, nereprezentând reprezentând careva autoritate. Da, mai simplu. Eurodeputații serioși, persoane de valoare, foști președinți de țări, care înțeleg esența lucrurilor, ne susțin integral în Parlamentul European și nu doar în Parlamentul European. Da. Asta ar însemna bani pentru Europa, pentru Uniunea Europeană. Au acești bani? Da pentru, Au acești Republic... pentru... Ar da. avea acești bani pentru noi pentru Republica Moldova în următorul exercițiu financiar sau multianual, deci este bugetat cu 15% mai mult decât a fost în perioada 2014-2020, cu toate că încă nu a finisat și mai sunt încă 80 de milioane de euro nefolosite, apropo, uh, și în celălalt exercițiu pentru exerci... Republica Moldova pentru 2020. Da, în celălalt exercițiu financiar 2021-2027 sunt planificate peste 900 de milioane de euro chi noi am vrea ca din acești, din acești, surse, 40 de milioane să fie utilizate anume pentru acest program de care vor beneficia, precum am menționat mai sus, 17% de simpli moldoveni cetățeni, de uh, jumătate din toate primăriile din Moldova uh, și 0,7% uh, sper că o să câștig lupta cu Gabriel, <laughs> cu autorul de tineri pentru afaceri 18-25 de ani, iar nu uităm să spunem că fiecare tânăr care își va lansa afacere va implica ce puțin că trei semeni ai săi sau colegi și mai spus, în afacerea sa, ce aici din start va ridica acest indicator la aproximativ 3%. Deci este un program care ar putea să aducă Europa la fiecare casă. Da, nu? am văzut. vreau să vin cu o precizare. Aici este important că cu o sumă de 40 de milioane de euro și noi am avut multe alte programe cu sume mult mai mari, noi asigurăm o eficiență în rezultatul diminuării tuturor cheltuielilor de implementare și asigurării direct la beneficiar a, a bunurilor, a serviciilor respective, o eficiență mult mai mare decât orice alt program cu sume de 60, 80, 90 și poate peste 100 de milioane de euro. Iar eficiență pentru cetățeanul european care este contribuabilul banilor ăștia, pentru că până la urmă nu, nu vorbim de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este cel care ne ajută. Da, banii ăștia de la cetățeanul european. Pentru cetățeanul exact, european tot exact. îl, îl interesează cât de eficient să folosește banul său pentru a-l susține pe cineva. Iată, prin da, un transfer de program, noi asigurăm eficiență maximă pentru, și transparență pentru cetățeanul european pentru a cunoaște cu ce, pe cine, când și cum el susține. Deci, chiar și persoana, individul care va accesa acești bani, va trebui să raporteze Uniunii Europene, să, să dea un raport, da? I-am folosit banii ăștia în felul următor. Absolut. Așa, Dar raportul este Așa... extrem de simplu. Raportul este extrem de simplu. Nu este raportul despre care noi discutăm cu formulare, cu zile pierdute. Este un formular tipizat foarte simplu, cu utilizarea tehnologiei informatice, ai făcut poza, ai demonstrat că el este, ai demonstrat că folosești de utilajul respectiv, că ai eficiență, l-ai transmis și el să accepte. Da, mm. Și vii ulterior cu, și, și garantezi ulterior accesul pentru oricine cine ar vrea din cadrul programului, că asta este condiție obligatorie, să vină să monitorizeze pe loc. De exemplu, pentru că noi știm foarte bine că în cadrul proiectelor europene, uh, random, adică nu la toate, dar doar la unele, se face uh, monitoring, adică poate vin un expert să viziteze și să, să se încredințeze faptul că asta se realizează. Da. Deci, da. Că nu sunt fictive, mă scuzați, descrieri beneficiarii. Da. Haideți să vorbim și despre componenta a treia dedicată administrațiilor publice locale sau comunităților. În ce cazuri și în ce fel acestea ar putea să contracteze bani Știți, din fonduri europene? Noi lucrăm foarte mult cu administrațiile publice. Noi am avut discuții cu sute de primari, deci cum am depășit o mie de, 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 de tineri, așa am depășit sute de primari care am avut discuții. Nevoile, necesitățile. Toți, toți, toți da. au nevoie și toți susțin ca o anumită finanțare să vină direct la ei, să nu bată pragurile, să nu facă drumuri la Chișinău, să nu ducă evidența care este prea mult ca și coraport, eficiență, rezultatul activității. Noi discutăm despre niște sume super modeste, super mici. Deci este vorba 10.000 de euro de primărie pentru o activitate foarte simplă, foarte transparentă, unde fiecare, fie că este primar nou ales și în special aici ne orientăm pentru că sunt primari care au experiență mai mare și ei deja au atras proiecte și de milioane și de 25 și de 5, de 20, și de 30 și pentru apă și pentru canalizare, dar primarii noi ales, ei chiar nu au experiența asta de, de lucru cu proiecte, nu au finanțarea independență de localitate în special astea care cu, 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 bugete mici, cu populație puțină ei abia și, și asigură unii de cheltuielțele, ca Spre exemplu, 190.000 de, de lei, dacă vorbim de 5.000 de, de euro, au luat, au aplicat și au cumpărat ca și model deja tipizat. Câteva scaune, câteva urne, 2-3 piloni de iluminat, un scrâncep au amenajat în centrul satului. Alt proiect similar. Adică deci, banii pot fi folosiți pentru managementul deșeurilor, da, pentru iluminatul absolut stradal. Corect. Deci, așa? Pentru Ele... cele mai stringente probleme din localitate pe care să le hotărăști nu peste 3 luni de zile, nu peste 7 ani de zile, dar în prima zi când tu primești banii ăștia. Ai procurat, dacă componentul este urne, ai cumpărat. 280 de urni pentru uh, 600 de gospodării. Gata, tu ai hotărât problema localității cu urnele de gunoi pentru uh, gunoi. Dacă este vorba de amenajarea unui scoar, atunci tu știi că tu ai suficient bani, minimum. Este, uh, unde tu ai cumpărat câteva scaune, câteva urne, ai cumpărat furtunul pentru irigare, ai pus uh, iluminarea. Și dacă e strașnic în localitate, poate că ai îngrădit terenul ăsta. sunt așa cazuri când dacă nu se îngrădește, nici paza nu te ajută. Dar, asta se întâmplă chiar din prima zi când tu ai primit. Fără coordonări, fără raporteri, fără mult timp, cei ce se ocupă câteva minute pentru a completa și ulterior a asigura transparența utilizării mijloacelor Simplu, clar, posibil de aplicat pentru orice începător. Da, am înțeles. Deci ați găsit înțelegere în, de plină. în Parlamentul European. Și la A... primarie noștri. Și la primarie noștri. De Republica Moldova. Ce mai rămâne de făcut așa încât să se prindă viață, să se lanseze și să se realizeze acest program? E CIPES. Da, noi am cerut... Comisia Europene să creeze grupul de lucru pentru dezvoltarea acestui program. Comisia urmează uh, să fie constituită de către Comisia Europeană cu implicarea uh, reprezentanților din Parlamentul European, din cadrul Comitetului Regiunilor Europene, uh, țării beneficiare Republica Moldova, deci prin ambasada sau țărilor Moldova, Ucraina, Georgia, dacă se va decide să se realizeze în trio. Uh, și ar fi bine că și noi un pic ca autori să participăm, să explicăm toate detaliile de ordine tehnică. În acest sens au fost depuse două întrebări în atenția Comisiei Europene, întrebări scrise către Comisia Europeană de către domnul președinte Traian Brăsescu, deci pe data de 11 decembrie, și a fost depusă o întrebare de către doamna Maria Grăpine în adresa Comisiei Europene, întrebarea pe data de 5 ianuarie, dacă nu mă greșesc. Ca să înțelegeți corect, au fost depuse în adresa Comisiei Europene până la momentul actual numai mult de 70 de întrebări. Deci noi am reușit două dintre care sunt ale noastre, ca să înțelegeți cât de mult efort a fost depus în acest sens. Deci nu le reușește chiar tuturor. Deci ei reprezintă 500 de milioane de oameni și inclusiv vecinătate. Noi suntem vecinătate. Uh, Comisia Europeană este obligată să răspundă în termen de 60 de zile maxim de la termenul adresării întrebării, deci asta însemnând că până la data de cel târziu 11 februarie răspunsul Comisiei Europene ar fi urmat să fie publicat pe uh, pagina online a Parlamentului European. Noi, exact precum și de fiecare dată o să informăm uh, oamenii prin uh, platforma id.media, dar și prin uh, rețelele de socializare. Cine vrea, îl poate găsi pe colegul Gabriel Marcineanu sau pe mine, Vicalistul Iurii sau IDEP Moldova. Deci, tot cei ce vă spunem astăzi, găsiți și acolo. Și am convins și câțiva eurodeputați să înscrie scrie voxuri din patru grupuri, care reprezintă 65% din tot, toți parlamentarii din Parlamentul European. Deci, ca să iasă și în timp de un mesaj de un minut, să spună cu text clar că eu, Ion sau mai știu eu, susțin acest program. Deci, da. da. Și ca să finalizăm, de ce în parte și cine de Uniunea Europeană pentru toți radioscultători a fost clar că avem susținere integrală și în parte și ține de autoritățile administrației publice centrale care au atribuții în acest domeniu a promovat din partea Republicii Moldova acest program, nu avem niciun răspuns oficial, absolut de la nimeni, nici de la președinție, nici de la guvern, nici de la Parlament, nici de la deputată parte, nici de la ministru aparte, nici de la secretar de, de parte, absolut de la nimeni. Deci, în Republica Moldova, o poziție oficială în scris, noi nu am obținut-o. Și aici vreau să vin cu o precizare interesantă. Și spuneți importantă către cine ați mers. Și, importantă. am mers și către Guvernul Republicii Moldova și am adresat întrebări oficiale în scris la care nu avem răspuns. Am avut întrevedești cu deputați din Republica Moldova mai mulți și nu avem nicio reacție în scris? Am cu cine v ați avut discuții? deputați? este simplu, intrați pe Moldova, dar acolo nu sunt toți, pentru că nu toți au vrut să filmeze sau să facă poze. De exemplu, ultima persoană notorie cu care noi am avut întrevedere din cadrul Parlamentului Republicii Moldova este domnul Mihai Popșoi, este care vice... ne-a susținut. Da, este vicepreședintele da. Parlamentului Republicii Moldova uh -huh. și am rugat o opinie, sau, precum spune Gabriel, o scrisoare de susținere, care ar putea fi și pentru noi un argument foarte ca să convingem Comisia Europeană că nu vă spărați. Mai mult ca sigur că, că da, da, da? Comisia Europeană sau... Din deci, de, de la autoritățile noastre. Deci, de din la Republica Moldova. Ce, ce vă trebuie? Vă trebuie scrisori de susținere. Atât? Atât. Atât? Atât. De, scrisori de susținere nu a noastră pentru noi, dar scrisoare de susținere a programului pentru Republica Moldova. Da. Deci, atâta, da. un mesaj. Da, da poate fi de și susține. Da, da, dar cu semnătura și pe antet, pentru că altfel nu este partea oficială. Doar uh, voxurile, doar întâlnirile, doar încurajările este dacă sunteți bravo, uite, într-adevăr, ați fost acolo. Și încercarea de a prelua anumite componente din programul nostru și a prezenta ca fiind al lor, uh, asta uh, cumva este uh, prea mult moldovinește. Ah. Bun. E exact da. de lucru de care ziceam, da. pe moldovenește, Adică, da. dacă eu nu am nimic din asta, uh, deci, sau ce am eu uh, din asta? Uh, haideți eu să vă spun un moment extrem de principial și important pentru orice cetățean din Republica Moldova, orice reprezentant a administrației publice din Republica Moldova, orice beneficiar ipotetic al programului respectiv. Dar este principial. Eu cred că el, automat, o să fie unul din uh, cei care ne susțin pe noi. Noi venim cu o pârghie. Care vine ajutorul Uniunii Europene sau oricăror alt donator din această lume, pentru Republica Moldova, pentru acel beneficiar care are nevoie de acest donator, care vine cu minimum influență din partea statului de a interveni în astfel de programe. Bineînțeles că orice stat ar fi, ca și guvernare, bă, foarte bun civilizat european, bă, America Latină, Africa și așa mai departe. Orice guvernare el își dorește să aibă cât mai mari implicații și a, a participa în distribuirea oricărei mici sume care este ea. În cazul respectiv, toată procedura și transparența și posibilitatea implementării are implicații minimală a guvernării acelui stat care beneficiarii cetățenii care sunt a programului respectiv. Este o chestie de esență, Uh, și credeți-mă că guvernanți serioși care știu și înțeleg lucrul sistemului din țară publică, foarte bine înțeleg chestia asta. Eu cred că am răspuns la foarte multe întrebări pentru așa o, o chestie generală. Deci va trebui să mai mergeți uh, o dată la, la Parlamentul Republicii Moldova, așa? O să mergem și nu doar o singură dată. Că n-avem de ales. Eu vă doresc succes Mulțumim. pe domeniul acestui program. Cred că vom vorbi într-una din emisiuni și despre proiectul Moldo Moldova Vrea Autostradă. Da și sperăm și acolo să avem rezultate pentru că colegii din România se mișcă. Din Ucraina în genere deja lucrează la autostrada Chie odessa și dacă noi uh, mergem pe Republica Moldova, toată Republica Moldova de câteva ori încolo și înapoi, noi nu o să vedem atâta tehnică, lucru, activități, muncitori, cât noi vedem pe un tronson de maxim 200 de km pe, pe, pe traseul kiev uh, Odessa. Și a... asta uh, e important. Eu vă mulțumesc pentru noi vă dialogul mulțumim, de astăzi. Noi vă vă mulțumesc, mulțumesc și mulțumesc și publicului care a ascultat programul. Îi invit să ne urmărească și pe mai departe. Fiți cu Radio Moldova. Pentru toată lumea, o zi bună. Mulțumesc! Să ne